Azi în lume sunt peste 40.000 de confesiuni. Noi suntem numiți baptiști. Sunt frații pentecostali, frații creștini după Evanghelie, sunt luterani, sunt presbiterieni. În lume unde merg sunt atât de multe confesiuni, Domnul Iisus Hristos a folosit un singur cuvânt, ucenici. Creștini a fost al doilea care a apărut după ucenici și alții i-au numit pe ucenicii lui Hristos creștini pentru că îl urmau pe Hristos. De la Hristos vine numele de creștini. Azi vreau să vorbesc despre legătura care este între botez și ucenicie. După ce am vorbit miercuri pentru biserică, am făcut un live în care am vorbit despre importanța grupurilor de studiu biblic și importanța pentru fiecare credincios să meargă la un grup de studiu biblic, dacă vrea cu adevărat să fie un ucenic al lui Iisus Hristos. Mersul la un grup de studiu biblic te disciplinează să studiezi profund scripturile. Venitul la biserică, numai așa, și ascultatul predicii, Biblia spune că ori de cât de bine nu v-aș predica eu, după ce o să plecați acasă, o parte din voi o să uitați imediat. Cei care nu veți merge să studiați mai departe singuri, veți uita. Așa spune Biblia și cu privire la orice predicator, același lucru se întâmplă. Este important să studiem toți. Dar am primit un comentariu la video ăsta, l-am încărcat și pe YouTube și la video mi-a scris un domn pe nume Florin, Doru Florin. Doru Florin Florian. Și el zice, bună, numele meu este Florin, am 37 de ani. De vreo câțiva ani studiez Biblia. Vorbesc celor din jurul meu despre Iisus Hristos. Nu sunt botezat încă. Întreb, sunt eu ucenic al lui Iisus Hristos? Răspunsul care este? Care e răspunsul dumneavoastră? Este sau nu este? Păi, dar el studiază Biblia de câțiva ani. El predică Evanghelia la cei din jurul lui. Este el ucenic al lui Iisus Hristos? De ce nu este ucenic? Oh, pentru că nu s-a botezat, da? Hai să vedem ce spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, la capitolul 28, versetele 19 și 20. Domnul Iisus spune așa: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, le-a spus apostolilor, și lucrul acesta se referă la noi toți, se extinde până la noi toți. Le-a spus: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Vedem aici că Domnul Iisus a pus botezul ca și o condiție foarte importantă. El a zis, mergeți la toate neamurile, duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i. Deci faceți ucenici botezându-i. O persoană devine ucenic atunci când se botează. Și persoana aceasta intră într-un proces de ucenicie care durează toată viața aceasta. Nu-i pentru un an, nu-i pentru doi, nu-i pentru trei, nu-i pentru câteva luni. Intră într-un proces de ucenicie care va dura pentru întreaga viață. Tare mult mi-a plăcut cum a spus fratele Vladimir acum. El a zis, eu vreau să ascult de poruncile lui Dumnezeu pentru restul vieții, vreau să-L urmez pe Iisus Hristos. Ei, ca să asculți de poruncile Domnului Iisus Hristos, trebuie poruncile acestea să le înveți. Nu poți asculta și nu poți împlini ceva care tu nu cunoști. Trebuie să cunoști lucrurile acestea. Așa a spus Domnul Iisus Hristos. Eu m-am uitat prin pozele mele și iată aici este o poză de vara. Vara la tabără. Și la tabără vara, când am făcut chemarea la pocăință, au ieșit foarte mulți copii, adolescenți, tineri, foarte mulți. Dar ați văzut și dumneavoastră când am făcut chemarea aici la biserică, au ieșit mulți oameni. De exemplu, la orice botez am făcut invitația. Am avut cazuri când la un botez au ieșit și 35 și 40 de oameni care au hotărât să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Dar la următorul botez n-am avut numărul ăsta de plin. Întrebarea mea este, oamenii aceștia, ei au hotărât să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Ei sunt ucenici adevărați? Sau ei nu sunt ucenici adevărați? Păi nu, da, nu zicem. Răspunsul este nu. Pentru că ei pică la prima poruncă a Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus a spus, cei care au hotărât să fie ucenici, oamenii aceștia se botează, se vor boteza. Și botezul acesta am repetat de multe ori și mai zic și azi odată. Nu este o invenție a mea, nu este o invenție a noastră, a Bisericii Bunăvestirea, nu este o invenție a confesiunii noastre baptiste, că baptist înseamnă botezat. Ne-au poreclit așa pentru că ne botezăm numai prin credință. Și noi cumva am luat porecla asta, de acum așa ne identificăm cu ea.
ne știu toți oamenii, noi suntem creștini, asta în primul rând, ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Cuvântul ăsta ne place tare, dar dacă ne zic oamenii așa, așa ne identifică, nu mai ascundem și noi că dacă începem a face de astea, nu, că eu sunt creștin, mă, zice, oamenii cred că ascundem ceva, îmblăm cu vicleșuguri și nu vrem, vrem să le spunem. Eu când întreabă cineva, îi spun, eu sunt baptist și deodată vin cu o întrebare la întâmpinare, zic, ce știi despre baptiști? Nu știu nimic, hai că-ți spun eu și atunci îi vorbesc. Așa vă sfătuiești pe dumneavoastră, vorbiți-le la oameni. Însă, mă întorc înapoi la subiectul nostru. Dacă un om a crezut în Domnul Iisus Hristos, dar ezită, nu se grăbește să se boteze. Deci nu putem spune despre omul acesta că este ucenic, pentru că Domnul Iisus a poruncit să se boteze. Cine crede și vrea să fie ucenicul lui, să se boteze. Iată de ce a ales Domnul Iisus apa și a ales anume botezul acesta, inițierea, nu de un carnet sau ceva, ce a ales anume așa inițierea, pentru că are un simbol botezul acesta. Atunci când o persoană, cei care astăzi se botează, când se vor scufunda în apă, asta înseamnă că ei mor pentru ei și mor pentru felul lor vechi de viețuire. Gata, s-a încheiat. Când vor ieși din apă, înseamnă că învii împreună cu Iisus Hristos la o viață nouă, ca de acum înainte să trăiască o viață nouă. Și cine a hotărât să fie ucenic trebuie neapărat să se boteze. Întrebarea este de ce atunci așa de mulți oameni au crezut, când se face invitația la pocăință, așa de mulți vin, însă atunci când ajungem la botez, numărul lor este jos, consideră foarte, foarte jos numărul celor care ajung să se boteze din cei care se pocăiesc. Vă mai amintiți, cu câțiva ani în urmă a fost o evangelizare mare aici cu Franklin Graham, fiul lui Billy Graham, care a venit aici la noi în Moldova. Timp de 3 zile au venit la evangelizarea aceea 94.000 de oameni din țară. Din ei 14.000 de oameni au ieșit când a fost invitația la pocăință. Câți din ei s-au botezat? Un număr extrem de mic. Puțin. Nu înseamnă că nu s-au botezat, dar numărul lor este extrem de mic. Deci înseamnă că dacă nu ai făcut pasul acesta și nu faci, până nu faci pasul acesta, nu te poți numi ucenic. În Ierusalim, în ziua cincizecimii, când a predicat apostolul Petru, atunci, în ziua când s-a pogorât Duhul Sfânt, au venit oamenii, au ascultat Evanghelia, el a predicat și când i-au întrebat ce să facem, el a spus să vă botezați. Și în ziua aceea s-au botezat peste 3.000 de oameni, dacă nu mă înșel, așa? Sau, da, așa, nu greșesc. S-au botezat un număr mare de oameni. Toți oamenii aceia s-au botezat și după ce s-au botezat, ei au devenit ucenici. Și zice, mulțimea aceasta toată stăruia în frângerea pâinii, în legătura frățească, în învățătura apostolilor, în rugăciuni, în toate erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Oamenii aceștia făceau efort pentru că ei au înțeles ce înseamnă ucenicia și prin botez ei au intrat în procesul acesta de ucenicii ca să fie adevărați ucenici. Ucenic e cel care învață, așa ne-a numit Iisus, ucenic. Ucenici înseamnă sunt cei care vor învăța totdeauna. Ei, de ce totuși așa puțin din copiii, adolescenții aceștia nu se botează? Iată aici am pus o poză cu o fată care a crezut în Domnul Iisus Hristos, dar care nu s-a botezat încă. Este Alisa, aici o vedeți într-o parte. Alisa este o ucenică de-a lui Mărica și Ion Ilescu. Mărica și Ion Ilescu de acum de ani de zile fac misiuni într-un sat pe nume Mihuleni. Și până acolo merg greu, drum lung, eforturi mari fac. Au învățat pe mulți copii, pe mulți adolescenți au învățat scripturile acolo, însă din ei toți rodul care a ajuns până la coacere este Alisa. Alisa crede și Alisa de acum de mult timp vrea să se boteze. Și tatăl ei este de acord. Mama ei nu-i permite categoric să se boteze. I-a spus, când împlinești 18 ani, numai atunci te poți boteza. Nici noi nu putem forța pe Alisa. Ori de câte ori vine Alisa și îmi spune, poți să învăț la școala de misiune? Nu poți, Alisa, că nu ești încă botezat. Așa este, o cerință. Ea merge din nou la părinți. Totdeauna merge și părinții nu-i permit. Dar Alisa, ea în toate restul lucrurilor, ea face tot efortul pentru că ea vrea să fie ucenica lui Iisus Hristos și abia așteaptă Alisa mai repede să ajungă vârsta aceea când, ca să nu-i se bage în vină ceva, că știți, mai este și legislația țării care ne pot băga în vină diferite lucruri. Dar aici vedeți poza cum Alisa acum ea merge în satul acesta Mihuleni și ea acolo în sat face antrenamente. În școală nu-i mai dau clasă. De acum ea face antrenamentele și studiul biblic îl face cu ucenicii ei în fața școlii, pentru că nu-i mai dau o clasă, face pe stadion.
Vine iarna, nu știm cum va face mai departe. Și Alisa merge un drum lung încolo, drum înapoi, că stă la Telenești acum. Deci este greu. Totuși Alisa face tot efortul să-i slujească lui Hristos și abia așteaptă să împlinească vârsta asta când ea se va boteza. Ați văzut, cred că toți, că când a ieșit Daniel aici, el este cu mâna în gips. Și eu ieri l-am văzut cu mâna în gips. Ieri am avut o convorbire cu ei toți și am zis, Daniel, dar tu nu vrei să aștepți până când îți treci mâna, pentru că cu gipsul ăsta va trebui acum să intre în apă. Nu, eu rezolv asta, zice. Ești sigur? Da, rezolv, eu rezolv. Noi cum, gata, am vorbit cu părinții, noi rezolvăm totul. Și eu vreau să-l las pe Daniel așa, să se boteze, dacă el a zis că rezolvă totul, e bine, pentru că Daniel a luat o decizie să-l urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Am văzut de multe ori când părinți credincioși și-au descurajat copiii când au vrut să se boteze. Dragii mei, nu faceți greșeala aceasta mare. Unii au spus, păi nu-i suficient de matur spiritual. Eu vreau să vă spun un lucru, eu nu sunt suficient de matur spiritual. Eu, păstorul vostru, nu sunt suficient de matur spiritual. Am probleme anumite spirituale care nu-mi place. Iată, acum așa m-a luat o deznădejde din niște lucruri și nu-i bine. Asta nu-i pentru un om matur spiritual. Și eu mă lupt acum cu asta. Dar m-am botezat. Dar când m-am botezat, eram mai puțin matur spiritual. Eu m-am botezat când am luat decizia să-L urmez pe Hristos. Așa că vă rog, nu descurajați copiii dumneavoastră când ei vor să se boteze și nu le puneți înainte, nu știu ce, un obstacol pe care nici campionii nu-l pot sări. Ei au luat decizia să-L urmeze pe Hristos. Asta este intrarea pe calea uceniciei. Ei au ales să intre pe calea uceniciei și dacă Daniel a luat hotărârea asta, foarte bine să o ia. Și când copiii dumneavoastră vin și vă spun că au luat hotărârea aceasta, dați-le voie. Dați-le voie să meargă în hotărârea aceasta fermă înainte. De aceea n-am vrut să-l opresc pe Daniel, n-am vrut cumva să-l descurajez. Dacă el a zis că rezolvă, rezolvă. Rezolvă, e bine, vreau să meargă înainte. Eu îmi pun întrebarea însă cu privire la cei care s-au botezat. Pentru că iată, mai este și alt aspect a întrebării. Dar cei care s-au botezat și care amuia n-au venit la servicii aici, care ei au rămas acasă, și ei zic că ei sunt prea obosiți, că au avut o săptămână așa de grea, ei sunt prea obosiți și ei n-au venit azi la servici. Dar ei s-au botezat. Întrebarea mea este, ei sunt ucenici? Sunt ei ucenici? Ei au făcut primul pas de a intra pe calea ucenicii, dar ei sunt ucenici ai lui Iisus Hristos? Trăiesc ei ca ucenici? Când te-ai botezat, ai intrat pe calea ucenicii. Dar ei pe calea asta nu mai vor. Ei au rămas acasă. Pentru că ei consideră că au avut o săptămână grea, ei consideră că prea departe locuiesc, cu toate că pentru alte lucruri, pentru serviciu, ei fac aceeași distanță, fac distanță dublă în fiecare zi. Dar când e vorba de serviciu divin, ei nu, ei au alte lucruri azi. Mai mult, și-au oprit și copilașii lor, și copilașii lor stau acum și privesc filme cu desene animate, și copilașii lor văd acum foarte bine care e valoarea credinței pentru părinții lor. Acum pe copilașii lor văd în ce măsură sunt ucenici cu părinții lor. Pentru că ei văd părinții lor sunt lipsiți de la procesul ăsta de ucenicii. Ei nu vin la închinare, ei nu vin la grupe de studiu biblic. Părinții lor, la primul motiv, prima scuză care o pot găsi, ei nu mai vin aici. De aceea, dragii mei, să avem grijă. Iată, soția mea, Năstica, a predat o sesiune cu 2 săptămâni în urmă aici, aici la biserică. Au studiat cartea prorocului Daniel și soția mi-a vorbit tare încântată. Mi-a vorbit despre grup, toți acei care ați fost. Mi-a spus cu ce pasiune, ce plăcere ați făcut să studiați sesiunea aceasta. Dar printre mărturiile care le-a spus soția mea, mi-a spus despre Mașa Rotaru. Ați văzut-o? Mașa ea cântă aici cu noi. Ei, mulți din voi ați văzut-o numai pe Mașa că a ieșit și a cântat și gata, și s-a așezat jos. Ei, vreau să vă spun ceva despre Mașa. Mașa are 2 copii, cu Tudor împreună, are 2 copii. Tudor este antrenor, Tudor duce antrenamente în câteva sate, duce antrenamente aici, la telecentru, la școala 20, da? La școala 20 și acum Dumnezeu l-a binecuvântat pe Tudor cu o sală și la Durlești. Și la sală merge bine, vin oamenii, deci Tudor este foarte încărcat cu multă slujire. Mașa este cu 2 copii acasă.
Mașa a venit la sesiunea aceasta pentru că ea înțelege cât de important este pentru ea să învețe Sfintele Scripturi. Ea a venit la sesiune și când era pauza aceea de o oră, Mașa reușea într-o oră, o oră, cât ceilalți stăteau să mănânci, Mașa reușea să fugă acasă, să hrănească copiii și să ajungă înapoi și soția mea, uimită, mi-a spus, nu a întârziat niciodată, zice, venea la timp mai mult, zice, Mașa venea cu lecțiile făcute totdeauna, toate planurile făcute, totul a fost făcut la timp. Eu am rămas tare impresionat de lucrul ăsta, dar asta este ucenicie, asta înseamnă ucenicie. Asta înseamnă ucenicii. Mai mult vreau să vă spun, Mașa cu Tudor, ei duc grupele acestea multe. Mașa cu Tudor au grup la ei acasă. Câte grupe de studiu biblic aveți acasă? Unu. Un grup au acasă, care se adună la ei acasă și acolo studiază și ei fac ucenici, ei sunt ucenici și fac ucenici. Și azi, cum îi vedeți, sunt aici la biserică, când avem ora de rugăciune, sunt aici, ne rugăm împreună, în toate lucrurile sunt împreună, pentru că și-au luat în serios chemarea aceasta Domnului Iisus Hristos, să fim ucenici ai lui Iisus Hristos. Eu îmi pun întrebarea dacă sunt ucenici cei care azi n-au venit la biserică, la serviciu divin, care marța nu au timp să vină la întâlnirea de tineret, pentru că ei au teme de făcut. Ei învață la universitate, ei învață la școală, anul ăsta au bacul, ați auzit scuza asta, anul ăsta am bacul, de asta nu mai pot veni, anul ăsta nu mai vin la întâlnirea de tineret, că am bacul. Așa, domnule, chiar. Pentru că are bacul, gata, viața spirituală, am dat-o la o parte pentru anul cât am pregătirea pentru bac. Unii au universitatea, ultimul an la universitate, anul ăsta intru la universitate, anul ăsta sfârșesc universitatea, nu știu ce. Un motiv pentru a fi lipsit de la biserică, pentru a lipsi de la grupul de studiu biblic, pentru a lipsi de la întâlnirea de tineret, pentru a lipsi de la ora de rugăciune când ne întâlnim cu toți copiii lui Dumnezeu să ne rugăm. Eu îmi pun întrebarea cu privire la oamenii ăștia. Ei sunt ucenici ai lui Iisus Hristos chiar dacă ei s-au botezat. Au ales să vină să se boteze, dar ei nu mai sunt. Ei prin procesul ăsta sau mai așa, din când în când mai apar. Mai apar și parcă sunt neobservați în procesul ăsta de a crește cu Hristos, de a merge cu Hristos, de a fi ucenic, cum a spus Iisus, ucenic, să fii ucenic. Iată, aici avem grup de studiu biblic. Tare mult mă bucur pentru cei care vin la biserică, după aceea rămân la grupul de studiu biblic, studiem aici mai departe, când avem întâlnirile astea cu toată biserica, fac tot efortul să fie, pentru că înțeleg valoarea la ceea ce facem noi, valoarea studierii Sfintelor Scripturi și oamenii sunt prezenți. Aici am o poză cu sora Irina Panainte. Sora Irina Panainte aici este cu un grup de studiu biblic care îl conduce. Și apropo, vreau să știți că sora Irina Panainte a învățat foarte bine la școală. Sora Irina Panainte a făcut facultate, a făcut drept, a făcut foarte bine facultate. Dar sora Irina, astea sunt pozele de atunci de când era la facultate. Când făcea drept și nu numai făcea drept la facultate, avea grijă de un copil. Avea grijă de un copil de la care s-au refuzat toate restul rudele. A murit mama copilului, era rudă. Toți s-au refuzat și o fată de 20 de ani și-a asumat responsabilitatea să-l crească copilul acesta. Creștea copilul, făcea facultate și făcea ucenicii. Asta era grupul ei de studiu biblic. Vreau să știți că atunci când a crezut Irina în Domnul Iisus Hristos și a ales să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, era încă în clasa 12-a, dacă nu mă înșel. La o tabără. La o tabără a ieșit și ea ca și ceilalți. A ieșit în față și a ales să-L urmeze pe Iisus Hristos. Și timp de un an de zile, ultimul an de școală, Irina era bătută sâmbătă seara ca să nu vină la biserică. Și apoi duminică dimineața, Irina se scula la ora 4, venea la biserică, uneori venea cu 3 ore și stătea sub ușa bisericii și îngheța, sub ușa școlii unde ne adunam noi, și îngheța acolo până începeam serviciu. Stătea la servici, știind bine că se duce acasă ca să ia a doua bătaie din săptămână, că două bătaie din săptămână erau asigurate pentru biserică. Dar Irina a înțeles că asta era prețul care trebuia să-l plătească și Irina îl plătea. Și Irina era prezentă și la grupele de studiu biblic și la toate și așa a început și așa continuă Irina și așa merge înainte. Asta eu zic că înseamnă să fii adevărat ucenic, să rămâi un ucenic credincios în procesul de ucenicii în care a intrat. Ba mai mult, aici vedeți Irina când a mers prin școlile din țară împreună cu o altă echipă foarte frumoasă de ucenici care s-au alepit și au mers cu mult, foarte mult sacrificiu au mers în lucrarea aceasta. Alții însă s-au botezat, dar ei nu sunt azi, că azi ei sunt la serviciu. Nu știu ce serviciu au azi,
Și ei zic că așa e serviciul lor, că e duminica. Ca și cum ei sunt robi. Parcă i-ar trăi cu 2000 de ani când erau robi și când robul n-avea de ales. Acum tu îți alegi serviciu. Tu îți alegi la ce serviciu mergi. Eu înțeleg dacă în serviciul tău a intervenit odată, de două ori, de trei ori. Dar când tu duminică la duminică, tu nu ești aici. Și mai ales că ai un serviciu la care ai putea să faci niște schimbări, niște ajustări, ai putea face ceva ca să fii prezent la ora de rugăciune. Dar nu ești prezent nici duminica, nici marța, nici joia, niciodată. Ești tu adevărat ucenic? Sau, iată ce credem noi, că primii creștini din primul veac, ei erau niște trândavi și ei nu lucrau nimeni, da? Nu, dragii mei, că n-ar fi avut atâtea resurse să facă atâta misiune. Au lucrat toți oamenii aceștia. Însă oamenii aceștia înțelegeau importanța uceniciei. Am citit acolo când a venit Pavel și predica. Predica lui s-a întins prea mult, a predicat până după miezul nopții a predicat, că a doua zi trebuia să plece. A predicat și toată adunarea a stat acolo să asculte învățătura. Și un tânăr pe nume Eutih, care stătea așa, cred că pe un geam ca ăsta, atâta lume era acolo, nu știu, cred că încăperea mică, și el stătea pe un geam urcat în catul al doilea. Catul înseamnă etajul al doilea. În turcă chiar așa se numește etaj, cat. Și el fiind acolo, a dormit, l-a furat somnul. De ce l-a furat somnul? A lucrat omul din greu. L-a furat somnul pentru un moment și a căzut jos de acolo. Asta este o mărturie nu numai a puterii lui Dumnezeu, care l-a înviat atunci. Pavel s-a apropiat de el, s-a rugat, Dumnezeu l-a înviat pe tânărul acesta, nu s-a întâmplat nimic, că murise acolo, gata. Dar este o mărturie a faptului că oamenii aceștia lucrau din greu. Și oamenii aceștia veneau, ei înțelegeau ce e ucenicie. Ei erau gata să plătească prețul uceniciei. Dragii mei, toate acestea le spun pentru voi, ca să înțelegeți bine. Iată, când vă uitați aici, în biserica aceasta, veți vedea modele de ucenici, oameni care știu și plătesc prețul uceniciei. Aici, în biserica aceasta, sunt niște podoabe de sfinți. Aici veți vedea podoabe de sfinți. Eu vă spun, aici sunt oameni care eu admir cum își trăiesc ei viața de frumos. Câțiva din ei v-am prezentat. Dar, dragii mei, în biserica asta o să vedeți și de cei care ei nu sunt ucenici. Chiar dacă s-au botezat, au trecut pe aici, au trecut prin cada asta, dar nu s-a schimbat ei. Ei nu trăiesc ca ucenici. Eu tare mă rog ca voi să nu vă luați după ei. Nu cumva zice, ai, fac ei așa, fac și eu. Nu. Vreau să trăiți frumos. Iată aici este sora Maria. Sora Maria Bulgareanu, am botezat-o în penitenciarul de la Ruscai, una dintre primii pe care am botezat. Sora Maria Bulgareanu, ea și-a trăit frumos credința acolo. Când a ieșit de acolo, din pricina felului ei vechi de viețuire dinainte, care a murit odată cu scufundarea în apa asta, felul ei de viețuire a murit. Dar din pricina la toate problemele de altădată, s-a întors acasă cu multe datorii. Au venit toți să-i ceară banii pentru lucrurile rele făcute înainte. Și a trebuit să întoarcă, n-avea încotro. A fost în niște condiții grele. Un an de zile a stat acasă, în condiții grele. Dar totdeauna a fost prezentă la studiul biblic. Orice făceam, prezent aici, pe Skype. Toate eforturile, a trebuit să plece peste hotare. Știți câți au plecat în Italia și gata, s-a oprit ucenicia lor. După ce au plecat peste hotare, nu mai sunt ucenici. Nu mai au timp. Timp de un an de zile, jumătate de an de zile, n-au găsit încă biserică. Cu toate, ca și pastor, v-am spus totdeauna, în orice loc unde mergi, primul lucru care să-l faci, să găsești biserică. Ei ajung și ei nu găsesc biserică acolo unde pleacă. Nu o găsesc pentru că nu o caut, de asta nu o găsesc. Când cauți, găsești deodată, tot. Absolut găsești, lucrurile sfinte le găsești acolo unde vrei. Sora Maria a urmat învățătura cum i-am dat-o. A plecat, s-a dus acolo, a căutat biserică, nu numai a căutat biserică, a fost totdeauna prezentă la grupul de studiu biblic de aici, a urmărit continuu. Sora Maria continuu mi-a scris, a comunicat cu mine, chiar dacă uneori răspund greu, sunt și eu plecat, nu reușesc să răspund. Totdeauna mi-a scris, a urmat învățătura care i-am dat-o, sfaturile care le-am dat. Mai mult, lucru care chiar mă copleșește. Faptul că s-a început acum misiune și în penitenciarele de la Bender. Mergem în două penitenciare. Și când am întrebat echipa aceea cum vă descurcați cu drumul, cu manualele, cu asta a spus, păi ne ajută Sora Maria. Sora Maria din banii ei scoate și dă. Asta înseamnă ucenicie. Asta înseamnă ucenicie. Și acum Sora Maria a venit acasă pentru că ea vrea să prindă momentul să mergem acolo la Cahul, dacă nu mă greșesc. Eu pentru că ea vrea la Cahul, acolo cât vom face seminarul, ea vrea să învețe din Sfintele Scripturi. Ea vrea să-L cunoască pe Hristos. Asta, dragii mei, înseamnă să fim ucenici.
Unii n-au venit la biserică azi pentru că s-au dus la piață să-și vândă mașina, că mașinile se vând numai vineri și sâmbătă și duminică. Nu, numai sâmbătă și duminică. Ei, duminică ai zi de piață, ei, ce să-i faci dacă duminică ai zi de piață? Dar duminica e zi de biserică, e zi de închinare. Duminica este zi de biserică, zi de închinare, dragii mei. De aceea vreau foarte bine să vă gândiți la lucrurile astea, să le cântărim bine lucrurile. Și vreau să vă spun că mașina aceea, dacă te duci numai sâmbătă, o să se vândă mai repede. Se vândă mai repede, o să vândă bine, o să aducă bucurii la cel care o cumpără și ții. Domnul o să le facă toate lucrurile, dar să nu încurcăm lucrurile. Iată aici este Ionel Ilescu. Un alt om, vedeți că eu lucrurile rele nu le spun pe nume, dar cele bune vreau să le spun pe nume. Vreau să le dau pe nume aici. Și iată, aici este Ionel Ilescu. Nu știu dacă știți cine e în poza asta. În poza asta este omul care l-a motivat pe Ionel Ilescu să vină să învețe taekwondo. Pentru că omul ăsta, când era Ionel mic, i-o tras o bătaie, nu știu ce bătaie i-o tras, că Ionel a hotărât că l-o omoară pe omul ăsta. Că așa de brea a fost bătaia aceea, că Ionel a hotărât că pe omul ăsta o să-l omoare. Cândva, când o să aibă el putere și posibilitate. Și atunci el a venit la taekwondo, dar aici a învățat Sfintele Scripturi. Și aflând Sfintele Scripturi, Ionel a venit și i-a spus la omul ăsta într-o zi, auzi, uite ce planuri aveam, dar vreau să știi că m-am pocăit, cred în Domnul Iisus Hristos și i-a spus despre Domnul Iisus. Acum omul acesta a ajuns să fie părăsit, a ajuns să fie bolnav, nu mai îngrijește nimeni de el. Și n-am pus aici încă o poză unde s-a dus Ionel cu Mărica și i-au dus și un tort ca să-l felicite cu ziua lui. Și Ionel este cel care, în mijlocul la toate lucrurile, încă s-a dus și i-aduce lemne din pădure, că el nu are lemne omul ăsta, cu ce se încălzi la iarnă și îngrijește de el. Asta înseamnă ucenicie. Și face eforturi mari, lucrează eforturi mari pentru că vrea să împlinească nevoile la oamenii ăștia, vrea ca oamenii să-L cunoască pe Hristos. Pentru asta se fac eforturile mari. Aici este grupul lor de studiu biblic unde studiază cu toți oamenii acasă, împreună cu Mărica, cu alții, continuu studiază Scripturile pentru că sunt ucenici și pun mare preț pe asta. Domnul Iisus a zis iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Atunci veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Eu vă spun toate acestea ca să ne cercetăm fiecare. Eu trăiesc potrivit cu decizia care am luat-o aici. Sau nu trăiesc potrivit cu decizia? Când am ajuns aici, când m-am botezat, atunci am luat decizia să fiu ucenicul lui Iisus Hristos. Eu urmez decizia aceasta sau nu? Și dacă nu urmați decizia aceasta, vom avea și cina Domnului azi. Este foarte bine să vă pocăiți, să vă pocăiți din toată inima dacă nu urmați decizia aceasta și dacă ne jucăm de-a creștinismul, ne jucăm de-a ucenicia. Nu, nu, nu. Domnul Iisus a spus, dacă cineva nu se leapă de sine, nu-și ia crucea și nu vine să mă urmeze, nu este vrednic de mine. Și aici spune, adevărați ucenici, sunteți în adevăr ucenicii mei, dacă rămâneți în cuvântul meu. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Dragii mei, întrebarea acum este pentru voi, cei care astăzi vă veți boteza. Voi doriți să fiți adevărați ucenici ai lui Iisus Hristos? Ați luat decizia aceasta, adevărați ucenici ai lui Iisus Hristos. Vă mai repet încă o dată. Aici veți vedea prelejuri de poticnire. Multe. Aici veți vedea oameni sfinți care trăiesc viața foarte frumos. Uitați-vă la ei, uitați-vă la ei și căutați să urmați pilda lor, la oamenii aceștia care urmează pe Domnul Iisus Hristos și trăiesc frumos. Nu vă luați după cei care nu trăiesc, nu trăiesc ca ucenici. Și cu cât va trece vremea, Scriptura ne spune, tot mai mult și mai mult se vor lepăda de credință, tot mai mult lucrurile nu vor merge spre bine. Dar noi am ales să-L urmăm pe Hristos. Eu de aceea vă îndemn ca să-L urmați pe Hristos din toată inima și așa vreau să vă botez acum, dacă ați luat hotărârea aceasta.